Guvernatorul Isărescu spunea că misiunea în fond a unui guvernator este să creeze încredere. Vreau să-i confirm că a creat încredere. Seara bună, bine l-am găsit. Politica guvernamentală, în special cea fiscală, trebuie să fie anticiclică. Guvernul nu trebuie să intre în aceeași exuberanță cu piețele. Din potrivă, prețul la casă sau la teren crescut în 2004-2005, până la urmă toți am început să credem că nu se mai oprește. În adevăr, nu se oprește. Natura umană se duce, prăbușește pe un pesimism din acesta feroce. Să cresc prețurile, economia ne duduie, să-și dea seama că în momentul în care ceva duduie, pe de altă parte, gâfie. Politicile guvernamentale trebuie să fie pregătite pentru momentul inevitabil al declinului în ciclu, pentru ca, păstrând rezerve, să micșoreze perioada de scepticism. Eu cred că va fi destul să continuăm.